Și am stat și m-am gândit că în ultimele zile din viața Domnului Iisus pe acest pământ, în luat de parte ucenicii și a început să vorbească cu ei. Și le spunea la un moment dat, vedea o porumbă nouă. Și în Ioan, în capitolul 13, versetul 34, spune cuvântul Domnului, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu? Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Cum v-am iubit eu? Oare vom putea și noi să iubim așa? Și Domnul să ne ajute la aceasta. Domnul Iisus poruncea ucenicilor, nu le spunea, vă dau doar un sfat. Vă spun că ar fi bine să vă iubiți unii pe alții, nu. Vă dau o poruncă și o poruncă nouă, să vă iubiți așa cum v-am iubit eu. Și aș dori în rugăciunea aceasta să vă iubim înaintea Domnului cu acest gând. Să spună, Doamne, vrem să te iubim pe tine și vrem să iubim semenii noștri, să ne iubim unii pe alții așa cum ai iubit tu pe noi. Și spunea următorul verset, versetul 35 din capitolul 13. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Este interesant lucrul acesta. Domnul Iisus le spunea ucenicilor, vor ști toți că sunteți ucenicii mei. Și spunea la un moment dat unui om, lui Petru, și vorba ta de devol. De ce? Pentru că oamenii știau și au văzut probabil lui Petru atunci o dragoste care nu se vedea printre cei care erau de față locul acela. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ajută-ne să ne iubim așa cum Tu însuți ne-ai iubit. E adevărat că diavolul va încerca de multe ori să bage dezbinare în biserici. Va încerca de multe ori să facă ca frații să vorbească de rău unii pe alții. Dar Domnul Iisus îi îndemna și îi poruncea ucenicilor atunci, iubiți-vă unii pe alții. Cum v-am iubit El? Oare dacă ne vom iubi unii pe alții așa cum ne-a iubit Domnul? Oare cum vom vorbi de frații noștri care sunt aproape de noi în seara aceasta? Doamne ajută-le să vorbim întotdeauna numai de Lui. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dar această iubire nu se naște noi prin faptul că sunt îndemnuri de la vom. Nu se naște noi prin faptul că frații din comitet încearcă de multe ori să ne motiveze la așa ceva. Nu. Această iubire trebuie să nască în viețile noastre. Prin rugăciunea noastră personală înaintea Domnului. Și prin dorința noastră de a veni înaintea Domnului și a spune, Doamne, eu personal vreau să iubesc așa cum Tu însuți iubești. Și atunci Domnul se va proslăvi pe noi. Și facă-și Domnul numele Lui de slavă noi. S-au citit niște versete așa de minunate, care aș dori să le recitesc înainte să ne rugăm înaintea Domnului. În acest Psalm 45. Și versetul, de la versetul 3 în jos, spunea cuvântul Domnului. Războiul invitează încinge sabia, podoaba și slava. Dar slava ta, fii biruitor, suiete în carul tău de biruință, apăra adevărul, blândețea și neprihănirea. Și dreapta ta să strălucească prin mistrări minunate. Dar cum a strălucit dreapta Domnului prin mistrări minunate? Dacă nu prin noi. Știam odată o carte și sincer m-am pus pe gânduri atunci. Și scrieam această carte când un pastor întreba bisericii, credeți că Domnul vrea prin biserica noastră să facă semne și minuni? Și biserica a răspuns toată oameni și aleluia. Și credem și noi că în ziua de astăzi Domnul poate să facă semne și minuni. Dar a pus pastorul la două întrebare. Dar crezi că prin tine Domnul va putea să facă lucrul acesta? Și s-a făcut tăcere de mormânt în biserică. De multe ori așteptăm ca Domnul să facă schimbare, dar vrem ca schimbarea să se facă cu oricine altcineva. Dar schimbarea când Domnul vrea să o facă, vrea să înceapă cu noi. Atunci când Domnul vrea să toarne dragostea Lui prin Duhul Său cel Sfânt în noi, vrea să înceapă prin mine personal și prin noi, prin fiecare în parte personală. Doamne ajută-ne la lucrul acesta și aș dori să ne ridicăm pe picioare și în direcția aceasta să mergem înaintea Domnului să spunem, Doamne, vrem să venim înaintea Ta în seara aceasta, dar vrem să venim înaintea Ta cu dorința sinceră, ca Tu să poți să slăvești numele prin noi, prin dragostea care o revești în viețile noastre și prin faptul că noi vom iubi unii pe alții. Amin. Ne rugăm Domnului.